referendumul care a avut loc în 2014 poate fi utilizat ca un factor în ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an. Nu excludem faptul că acei activiști, acel centru Nașiuri, sau cum se numea el în acea perioadă, să încerce să blocheze secțiile de votare pentru a diminua legitimitatea scrutinului din toamna acestui an, sau să vedem o declarație din partea Bașcanului, care poate fi sincronizată cu cea din partea autorităților nerecunoscute din Transnistria, privind nerecunoașterea acestui referendum sau boicotarea lui. Pot fi diverse scheme utilizate, dacă nu pentru a face ca rezultatul referendumului să fie altul decât susținerea integrării europene, ori asta va fi foarte greu pentru partidele și forțele proruse. Se poate submina, se poate arăta cel puțin imaginea că acest referendum nu este susținut, nu este unul al întregului popor, ci al unei porțiuni din acest popor, și că, de exemplu, anumite minorități etnice sau regiuni nu susțin integrarea europeană.